Marți 21 decembrie, la Muzeul Județean Teoharie Antonescu din Giurgiu, a avut loc o conferință de presă care a avut drept scop mediatizarea acțiunii caritabile Magie, Dăruire, Bucurie, pe care muzeul o derulează împreună cu Asociația Cercetașii României, secția Danobius Giurgiu. Directorul muzeului, Gabriel Dumitru, a oferit amănunte despre modul în care se va desfășura acțiunea, dar și despre scopul final al acesteia. Este vorba despre obiecte majorizate lor handmade, obiecte decorative pentru sărbătoarea Crăciunului. Scopul caritabil ar fi ca, în funcție de câți bani strângem din vânzarea acestor obiecte, să dotăm pe cât se poate o școală cu posibilități reduse din județul Giurgiu. Avem mai multe variante în momentul de față, însă cel mai important lucru este quantumul pe care îl vom vedea la finalul expoziției. Ea va fi deschisă până pe 24 decembrie inclusiv. Cred că este momentul, dincolo de acea axiomă uzitată de Crăciun fi mai bun, să vedem mai degrabă cât de uniți și de forță și cât de multă forță sinergică mai avem, așa ca și comunitate, mai ales că trăim vremurile pe care le trăim. Cercetașii au depus niște eforturi fantastice, mai ales că ne-am organizat așa, mai degrabă pe repede înainte, deci n-am avut la dispoziție nici 2 săptămâni ca să realizeze ceea ce ați putut vedea în expoziție. Oricum, vorba unui personaj din Casablanca is the beginning of a beautiful friendship. Așadar, până pe 24 decembrie, cei care doresc pot vizita expoziția de la muzeu, pot achiziționa obiecte sau pot dona orice sumă într-o urnă aflată în sala de expoziție.